Salut! Astăzi o să vorbim despre alternator. Mai exact, o să vă arăt cum puteți să identificați problemele cauzate de acesta, cum testați încărcarea și, de asemenea, cum reparați alternatorul atunci când acesta nu mai încarcă. Pentru început, vreau să-i mulțumesc prietenului meu, Rareș, pentru că mi-a împrumutat acest alternator funcțional de pe un Logan. Și în acest clip o să vă arăt cum puteți să rezolvați problemele de încărcare și nu problemele cu rulmenții din interior sau cu fulia. Dacă rulmenții din interiorul alternatorului huruie sau fulia de asemenea face probleme, este o altă problemă și de asemenea o altă rezolvare pe care o să o tratăm în alt clip atunci când o să fie cazul. Cel mai enervant lucru atunci când vine vorba de alternator este faptul că cedează brusc, adică astăzi încarcă, mâine nu mai încarcă aproape deloc, de obicei. Și o să vă spun pe scurt cum mi-am dat eu seama că nu încarcă, deoarece este o poveste destul de comună pe care cu siguranță ați mai auzit-o sau păreați pățit-o și voi. Când am filmat un clip recent, acela în care am prezentat problemele pe care le-a avut simbolul meu în cei 20 de ani și 100.000 de kilometri, la final am filmat cu proiectoarele de ceață aprinse și cu faza scurtă, evident. Am lăsat așa... Le-am lăsat aprinse vreo 10 minute, cu motorul oprit și când am vrut să montăm mașina, pur și simplu n-am mai pornit. Am crezut că o fi ceva, vreo problemă cu un cablu de masă, pe care de asemenea l-am schimbat în vară. Aveți linkul cu tutorialul în descriere, dar cablul de masă era ok, fiind și nou, n-ar fi trebuit să fie probleme. Așa că m-am gândit direct că s-a consumat bateria sau a fi vreo problemă cu alternatorul, adică nu mai încarcă. Am lăsat puțin bateria să se regenereze vreo 10 minute și după aceea a pornit așa mai înecat motorul. Și am reușit să mut mașina și după aceea să testez și încărcarea. După cum puteți vedea și în această secvență, folosesc un multimetru. Îl setez pe curent continuu la 20V pentru a măsura tensiunea acumulatorului. Și recomand să faceți două teste. Primul test, să testați încărcarea pe baterie și după aceea direct pe alternator. În cazul meu, după cum puteți vedea, pe baterie este o încărcare extrem de slabă, adică practic nici măcar nu este încărcare. Bateria se consumă, având de altfel sub 12V cu motorul pornit. Și după aceea testez, după cum puteți vedea, încărcarea și pe alternator. Aici trebuie să aveți mare grijă, în sensul că atunci când puneți firul de la multimetru pe șurubul de plus, să aveți grijă să nu-l mișcați prea mult, fiindcă este posibil să vă sară în lateral și n-ați vrea să faceți scurt între plus și minus, fiindcă în jurul alternatorului orice metal este minus, așa că mare atenție la acest aspect. Și firul negru, adică cel de minus al multimetrului, îl pun undeva pe caroserie, unde nu este un punct vopsit de preferat, pentru a avea o conexiune cât mai bună. Un alt indiciu foarte clar pentru faptul că alternatorul nu mai încarcă este evident aprinderea martorului de încărcare din bord. În cazul meu nu s-a întâmplat asta, așa că nu vă bazați pe faptul că alternatorul încarcă dacă nu se aprinde martorul în bord. De multe ori se întâmplă să nu încarce și martorul nici măcar nu se aprinde, așa cum a fost și cazul meu. Un lucru interesant pe care l-am observat, am pornit brusc mai mulți consumatori, adică ventilația pe maxim, degivrarea, farurile și așa mai departe și tensiunea a scăzut atât de mult în instalație încât s-a prins martorul de ABS, adică pur și simplu s-a dezactivat calculatorul din cauza lipsei de tensiune. Deci, din nou, dacă aveți probleme cu încărcarea, este posibil ca deodată să se dezactiveze anumite calculatoare, cum ar fi servodirecția electronică, este un semn foarte clar că aveți probleme cu acumulatorul sau cu încărcarea. Și de asemenea, ABS, airbag și așa mai departe. Un alt lucru care trebuie menționat, atunci când verificați încărcarea cu multimetrul, recomand să porniți și câțiva consumatori. Ventilația, sistemul audio, farurile și așa mai departe. În cazul meu am testat-o cu toți consumatorii opriți și avea sub 12V. De asemenea, am testat și cu motorul turat. În cazul meu, având accelerația pe cablu, am tras direct de clapeta de accelerație ca să turez motorul undeva la 3000 și ceva de rotații pe minut. Și încărcarea de asemenea era aproape zero, n-a crescut deloc tensiunea de încărcare. Fiindcă am stabilit rapid cum puteți să vă dați seama că alternatorul nu mai încarcă și de asemenea cum puteți testați rapid încărcarea cu ajutorul unui multimetru, haideți să vă arăt cum se repară, cum se remediază această problemă de încărcare. Am filmat și pe mașina mea, dar
Evident, fiind încă montat pe mașina alternatorului, este puțin mai greu de filmat pe acolo. Și apropo, de multe ori, pentru a recondiționa un alternator care nu încarcă, nu este neapărat necesar să demontați cu totul alternatorul de pe mașină, așa cum am făcut și eu. Așa că pentru a fi și mai clar ceea ce fac acolo și pentru a vă explica mai în detaliu cum funcționează anumite piese de pe alternator, o să îl disecăm puțin pe acesta și o să vă arăt ce și cum. Tot ceea ce am filmat și pe mașină când am demontat și montat, o să vă arăt și pe acest alternator, deoarece este mult mai ușor să vă arăt aici. Pe mașină era puțin mai strâmb spațiul și evident nu se vede foarte clar. Principiul este identic la toate alternatoarele, poate diferă poziția anumitor șuruburi, dar toate alternatoarele din prezent sunt identice ca și construcție și mod de operare. În mare, alternatorul este format din trei părți, să spun așa. Alternatorul cu totul, cel care produce curentul alternativ. Avem în interior un rotor care este acționat de folie, de cureaua de accesorii de altfel. Și statorul, după cum puteți vedea, aceste înfășurări. Dar aici avem o mică problemă. Instalația electrică a mașinii funcționează undeva la 12-14V și cum acest alternator produce curent alternativ de tensiune destul de variabilă în funcție de turația motorului, nu este deloc ok, așa că avem nevoie de o punte redresoare sau puntea cu diode, cum este ea cunoscută, care practic transformă curentul alternativ. Curentul alternativ variază plus minus, așa ca o undă sinusoidală, la o anumită frecvență. Și această punte de diode practic reține, să zic așa, doar curentul de polaritate plus. Și aici mai avem o mică problemă, deoarece cum el variază așa, o să apară niște spike-uri atunci când reținem curentul plus. Și aceste spike-uri sau creșteri de tensiune trebuie netezite. Și acest lucru se întâmplă cu ajutorul unui condensator care se află în interior. Dar cum am spus mai devreme, această tensiune este foarte variabilă în funcție de turația motorului. Așa că intervine aici regulatorul de tensiune, care este această piesă. Cum funcționează ea mai exact? Are un integrat în interior, este și programată de altfel. Multe astfel de regulatoare de tensiune sunt controlate direct de calculatorul de injecție, de ECU. Mai ales dacă avem un management inteligent al sistemului de încărcare, cu atât este mai complex acest regulator de tensiune sau releu de tensiune, cum este el cunoscut popular. Aici avem o mufă, după cum puteți vedea, este pentru martorul de încărcare, va prinde martorul în bord dacă sunt probleme cu încărcarea. Și după aceea avem și ieșiri spre șurubul de plus, care este acesta sau acesta, depinde. Aici vine prins direct șurubul de plus, care merge spre electromotor și spre baterie. Cum funcționează pe scurt regulatorul de tensiune? Acesta primește o tensiune destul de variabilă, cum am spus, de la puntea de diode. Și pentru a menține tensiunea constantă de 14V, 14,2, 14,4V în instalația electrică, pentru ca și bateria să se încarce, face niște mici transformări interiori, ia niște decizii și induce o anumită tensiune prin intermediul a doi cărbuni în rotorul alternatorului, care are niște magneți care nu sunt permanenți. Aceștia, în funcție de cât de mult sunt, în funcție de tensiunea de alimentare a acestor magneți, cu atât crește magnetismul din interior și cu atât este mai mare magnetismul, cu atât alternatorul va produce mai mult curent electric. Așa că, practic, încărcarea alternatorului se controlează prin inducerea unei tensiuni variabile în funcție de turația motorului în magneții din interiorul alternatorului, din rotor, practic. Așa că acest alternator poate să încarce 0V, de exemplu, dacă rotorul nu primește deloc tensiune, sau poate să încarce foarte, foarte mult la tensiuni enorme, dacă rotorul primește tensiuni foarte mari. Vă spun din start, de cele mai multe ori, atunci când un alternator nu mai încarcă suficient sau nu mai încarcă deloc, problema provine direct de la regulatorul de tensiune. De foarte puține ori este de vină alternatorul cu totul, adică rotorul sau statorul sau înfășurările, sau puntea cu diode. La puntea cu diode pur și simplu se mai desprind diodele, se mai coace o cositurire, ca să spun așa, sau pur și simplu se strică ele cu totul, dar în situații foarte rare. Așa că haideți să trecem și la treabă, să disecăm puțin alternatorul aici, să vedem. Și de asemenea să vă arăt și cum puteți testa așa mai grosier puntea cu diode fără a o decositori de pe
alternator și o să vă arăt de asemenea și pe mașină cum se procedează. Pentru început, pentru a demonta sistemul de încărcare al alternatorului, avem aici un șurub de 13 mm. După aceea mai avem aici un șurub de 16 mm. Și aici mai avem un șurub Philips sau un cruce. Vă pot recomanda să folosiți șurubelnițe de impact la astfel de șuruburi, deoarece se cam blochează în timp și există marele risc să le rotunjiți. Eu am folosit șurubelnițe de impact când le-am demontat de pe mașină și a fost de foarte mare ajutor. Dacă doriți să vedeți despre ce este vorba sau ce este șurubelnița de impact, vă las un link în descriere, am făcut un clip dedicat despre aceasta. Acesta este doar un capac protector mai mult, nu are un anumit rol. Și aici avem releul de încărcare, această piesă care este fixată în trei șuruburi în cruce sau Philips. Și ultimul este aici, dar acesta s-a rotunjit puțin și a trebuit să bat un torx în el, așa că îl voi desface tot cu torxul. Și acesta este releul de încărcare sau regulatorul de tensiune. Este pur și simplu, este puțin tensionat aici de niște arcuri care împing cărbunii pe rotor. După cum puteți vedea, avem aici rotorul și prin intermediul acestor doi cărbuni se alimentează magneții din interiorul rotorului pentru a produce, pentru a ajuta la, mă rog, regularea și producerea tensiunii. Ce putem să verificăm vizual prima dată la acest releu, regulator de tensiune? Cărbunii. Pur și simplu ne uităm cam câtă carne mai au, exact ca la electromotor de altfel. Cu atât sunt mai uzați, cu atât este mai rău, deoarece dacă se uzează foarte mult, adică ies foarte puțin din regulator, nu o să mai contacteze deloc rotorul și astfel nu o să mai fie deloc încărcare, fiindcă nu se mai alimentează magneții și astfel nu o să se mai producă deloc, nu o să mai încarce deloc alternatorul. Fiind un circuit integrat, acesta nu prea ai ce să verifici la el, sincer să fiu. Dacă cedează, cedează și se schimbă cu totul. De asemenea, nici cărbunii nu prea ai cum să schimbi, deoarece sunt capsulați în interior. Unii mai sparg plasticul, mai decostoresc ceva pe aici și reușesc să schimbe și cărbunii. Dacă puteți face acest lucru, recomand. Fiindcă un set de cărbuni costă vreo 10-15 lei, iar un astfel de regulator vreo 150-200 de lei. Atunci când cumpărați un astfel de regulator, recomand să luați codul de pe el, deoarece de multe ori codul este scris. Fiindcă nu există un alternator pentru un anumit model de mașină, multe mașini folosesc cam aceleași tipuri de alternatoare, ca și brand sau sistem de încărcare. Acesta este un alternator de la Bosch, la fel și regulatorul de tensiune. Acest tip de regulator l-am întâlnit la multe mașini, l-am și la Symbol, este și la Logan și la Honda, la câteva Honda din SUA am mai văzut acest sistem și așa mai departe. Așa că recomand să comandați piesa după codul inscripționat pe regulatorul de tensiune. Mai departe, avem aici puntea cu diode, care este fixată în două șuruburi Philips și de asemenea avem și cositoriri aici. Sincer să fiu, aici nu prea pare cositorit, pare mai mult strâns, dar de cele mai multe ori o să vedeți că aceste puncte să fie cositorite. Pentru a testa eficient puntea cu diode, trebuie să o demontați de pe alternator, deoarece dacă nu o demontați, nu puteți testați ca lumea cu multimetrul, fiindcă toate sunt legate între ele prin intermediul înfășurărilor din stator, din interior. Dar se poate face totuși o verificare mai grosieră, să spun așa, și vă dați seama dacă problema ar fi din alternator cu totul sau din puntea cu diode sau dacă ar fi de vină doar releul, ceea ce am făcut și eu și vă arăt și acum cum puteți face acest lucru cu un alternator care are funcție de diode. Trebuie să luăm multimetrul, îl punem pe funcția de diodă, practic pe bip. Și trebuie să testăm din două sensuri, așa rapid, să vedem dacă alternatorul sau, mă rog, puntea de diode funcționează ok. Prima dată carcasa este minus și aceste două puncte ar fi cele de plus, ieșirea de pe puntea de diode. Prima dată verificăm cu plus aici, pe șurubul de plus și minus pe carcasă. Nu trebuie să avem deloc continuitate,
o să pun undeva pe carcasă și după cum puteți vedea, nu avem continuitate, ceea ce este ok, înseamnă că diodele funcționează bine pe această punte. Dar când testăm invers, adică punem plusul pe carcasă și minusul aici, ar trebui să avem, zgâriu puțin ca să fac un contact bun, ar trebui să avem ceva continuitate și după cum puteți vedea, avem continuitate, deci această punte de diode ar trebui să fie ok, din nou, insist, ar trebui, adică este un test mai grosier, nu este un test nu este un test 100% eficient. Cum am spus, pentru a verifica puntea de diode trebuie decositorită și verificată fiecare diodă în parte. După cum puteți vedea, fac același test și pe simbolul meu, alternatorul fiind montat pe mașină, verific exact dacă funcționează puntea de diode și din nou trece acest test, deci mă duce cu gândul că releul de încărcare cu totul are o problemă. Atunci când montați piesele la loc, nu trebuie să țineți cont de ceva în mod deosebit, pur și simplu așa cum le-ați scos, așa le și puneți la loc. Puneți pe poziție releul, țineți puțin presat, puneți șurubelele, după aceea puneți capacul și de asemenea recomand să curățați și contactele de aici, dacă au coroziune, nu este bine deoarece poate să scadă capacitatea de încărcare și de asemenea crește și rezistența electrică, deci recomand să curățați contactele. Același lucru fac și eu la simbol, cu un releu nou, montez releul și strâng toate șuruburile, strâng binișoara astfel încât să nu se slăbească în timp, mai ales de la vibrații, fiindcă este o zonă predispusă la vibrații. Și după aceea pornesc motorul, a pornit destul de necat, sincer să fiu, fiindcă era bateria goală și erau și minus 10 grade afară. Și am testat direct încărcarea și după cum puteți vedea, încarcă bine, aproximativ 14,2 V de data aceasta, cu câțiva consumatori porniți. Aveam aerotermă pe treapta 2 și parcă dezaburirea pe spate pornită. Am lăsat așa mașina să funcționeze și s-a simțit imediat că bateria că acumulatorul s-a încărcat destul de bine, fiindcă a pornit după aceea la sfert de cheie, nu mai avea nicio problemă. Care este concluzia acestui clip? Atunci când vine vorba de sistemul de încărcare, acesta este destul de păcătos, deoarece, cum am spus, poate să te lase deodată fără să te aștepți. Dar de cele mai multe ori, atunci când alternatorul nu mai încarcă, este de vină regulatorul de tensiune sau releul de tensiune, cum este cunoscut popular. Dar dacă aveți probleme de asemenea cu puntea de diode și vă pricepeți cât de cât la cositorit, aveți ceva experiență, puteți să o desfaceți, să o decositoriți și să recositoriți altă punte de diode. Se găsește piesă de schimb, din nou, separată, punte de diode completă. Dar aveți foarte mare grijă dacă nu vă pricepeți la cositorit sau nu sunteți siguri pe ceea ce faceți. Nu vă apucați, deoarece dacă rămân mustăți aiurea de cositor lipite sau atârnă, ating undeva pe la minus sau ceva de genul pe carcasă, puteți lua foc, așa că aveți mare grijă la acest aspect. Regulatorul de tensiune puteți să-l înlocuiți foarte ușor, ați văzut, nu a trebuit să demontez alternatorul. În anumite cazuri este posibil să fie nevoie să demontați alternatorul, deoarece releul este cumva spre spate și nu pe lateral așa cum este la mine, așa că o să fie destul de greu să ajungeți în spatele alternatorului pentru a demonta anumite piese. La final, dacă aveți întrebări sau sugestii, vă rog să le lăsați în comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați, dați un like la acest clip, deoarece mă ajută și la algoritmul de la YouTube și de asemenea dați și un follow pe Instagram. Drumuri bune!